Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Andrei Paltenea! Bună seara, bună seara! Asta da intrare, mă, Andrei, mă! Bună seara! Cum vă simțiți? Sunteți bine? Sunteți relaxați? Eu sunt foarte bine. Am venit în această seară să vă uimesc cu un număr fenomenal de magie și iluzionism. Dar, bineînțeles că am nevoie de un jurat. Dorian, crezi că mă poți ajuta? Bă, la cât de mult semeni cu negru, cred că în tinerețile lui glorioase n-am cum să te refuz. Haideți cu mâinile alea. Haideți cu multe aplauze! Haide! Stai. Descrie. Doriane, nu te las până când nu spui, doamnelor și domnilor, Dorian Popa. Hei! Doamnelor și domnilor, Dorian Popa! Mă, că-i de acolo. Maestre, mă clip, bravo. Alo, nu s-a înțeles. Ce te-am rugat? Dorian Popa, hei, adică ridici sus numărul. Încă o dată, te rog. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Dorian Popa! Hei! Hei! Păi, deci nu putem începe numărul încă o dată. E a treia oară și ultima oară. Deci îl prezinți. Păi, hey, ești mare magician, Andrei. Dorian Popa. Hei! Adică ridici sus el cu hey, ca cu și hey. Prezentator. Hai încă o dată, te rog. Bă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Dorian Popa. Hei! Bine! Huț! Ok, bine. Ai emoții, Dorian? Cred că am un pic mai multe emoții decât tine, pentru că te văd extrem de relaxat, lucru care mă încântă foarte tare. De ce ai emoții? Că ești cu o vedetă așa mare ca mine pe scenă? Despre asta e vorba. Ok, bun. Uite, cum orice număr de magie începe cu un pachet de cărți, asta voi face și eu. Bă, fii atent, ascult aici. Da. Ține minte bine un lucru. Mie îmi place foarte mult magia și mă las purtat pe valurile magiei, pentru că trebuie să te lași purtat, da? Uimește-mă, te rog din suflet. Sigur. Am un pachet de cărți, parchetul este amestecat, vreau să-l iei, să te uiți la el, îl amesteci, doar să nu-l rup, este cam scump. Păi de ce e special? Nu este special, doar că este cel clasic și cel clasic este mai bun. Și... Lasă care da negru bani. Ești pe urmele lui negru de mic, bă, eu cred că tu ai și averea lui și nu știm noi. Ok, bun, vreau să fii foarte concentrat. Așa? Să-mi spui când vrei tu stop, ok? Da, stop! Aici? Da. Te-ai oprit aici? Da. Te-ai simțit cumva influențat? Adică nu vreau să te simți influențat, vreau să fii relaxat. Sunt relaxat, nu încerc doar să nu mă amețești acum. Ok, ia cartea, nu te uita la ea, mă voi întoarce cu spatele, atunci vei lua cartea, te vei uita la ea și o vei arăta publicului, ok? Ok, da, hai, uită-te acolo, bine. Ok, mă întorc cu spatele. Poți să o arăt acum? Poți să o arăți. Hei! Gata, am văzut. E acolo. Bun, gata. Vreau să bași cartea unde vrei tu și unde simți. Bine, dar pachet. Te uiți un pic încolo. Nu-i problemă. Haide. Haide, hai. Hai. Hei! Hey! Bun. În acest moment pachetul îl luăm, îl băgăm în cutie. Cum zici? Pachetul rămâne la tine, am încredere în tine, da? Hei! Hei! Dacă acel pachet se află la el, avem nevoie de alt pachet. Avem unul la fel, da, pot să spun tot așa, albastru. Și vreau să scoatem de aici așii. Vreau să stai acolo, să te uiți la cărți, da? Vom scoate așii din pachet, asul de treflă, de inimă roșie, de romb și asul de inimă neagră. Le vom pune câte trei cărți fiecarea, trei aici. Vom lua și de la mijloc, să nu spuneți că fac eu ceva. Vom lua și de aici trei cărți și încă trei cărți aici. Bun. Ok, avem asul de treflă și trei cărți. Da. Avem una, două, trei, patru cărți. Asul de treflă pe care îl luăm, îl întoarcem și vreau să te concentrezi foarte, foarte mult. Facem un gest magic și ca prin minune asul se transformă în cartea aleasă de tine. Hei! Bă, a fost... Hey. Ce s-a întâmplat? Nu este... Nu e asta, nu. Bă, nu mă minți. Adică am încredere în tine. Nu mă, haide că știu că mergi mai departe cu numărul. Ia. Aici se află cartea ta. Deci aici, printre aceste trei cărți, se află cartea ta. Nu e.
După hey! Cartea ta nu este. Deci nu este cartea ta, să înțeleg. Nu, nu, nu. Ok. Dar acum cartea ta se află aici. De asta mă mumește cu Acadea. Cartea ta se află aici. Dar ce-i mă cheluțul, de-i dai... Bă, am să iau Acadeaua, dar din păcate nu, nu se află acolo. Ok, atunci cartea ta se află aici. No. Ne luăm prin eliminare. Hei. Hei. Dar acum cartea ta se află aici. Ce zici? Hei, observ că ai o Acadea din ce în ce mai mare. Hei. Ce zici? Acolo nu e sigur. Mie mi se pare puțin scurt numărul. L-aș mai lungi un pic. Mai încercăm o dată. Deci, sigur, nu este. Hai, nu este, 100%. Ok, uite, de data aceasta vreau să facem... Ceva îmi spune că va fi în ultimul set. Vreau să facem puțin mai diferit. Cu asul de romb, da? Așa. Și încă una, două, trei, patru cărți. Asul de romb pe care vreau să-l iau, l-am întors. Așa. Întinde palma, te rog. Asul de romb la tine în palmă, concentrează-te. Un gest magic. La tine în palmă se află cartea aleasă de tine. Hei, nu e. Dar cum le schimbi, nu știu, bă, băiatule. Câți ani ai? 13. Bravo, mă, ești. Și de câți ani muncești la numărul ăsta? De câți ani? De aproximativ 2 ani. Hai, okay. Hai, deci, eu am intrat în joc. Nu se află. Stai. Nici aici nu se află. Zi-mă odată unde se află cartea, dacă nebunesc. Dacă poți sacou, șaorma, ceva, s-ar putea să ne înțelegem cu acadelele mai greu la mine. Șaorma, dar se pare că e una șaorma. Am 100 de dolari, dar nu știu ce am să asta. Nu, ăsta e un hei lung. We're joking. Hey. Acum sigur nu mai semen cu negru. Un lucru cert. Se află aici, nu? Ia dă-o un pic să... Uită-te la el. Hai să văd dacă sunt de la negru sau sunt de la tine. Bă... Ți dau dacă îmi spui dacă este cartea ta aici și să-mi spui și care este cartea ta, ca să ți dau. Ia-i taxă pentru răbdare. Ia-i înapoi, că nu-i cartea mea acolo, dar să nu facem. Ok. Picul din astea la noi, păi crezi că noi suntem mituibili? Ei bine, data aceasta am ajuns la asul de inimă neagră. Asul de inimă neagră. Aici, gândește-te bine, se află cartea aleasă de tine? Se poate afla aici cartea aleasă de tine? Da, mă, eu zic că e acolo. Ei bine, te înșele amarnic, deoarece aici se află asul de romb, asul de inimă roșie și asul de treflă. Ia uite-mă la asta, mic. Vă mulțumesc că acesta a fost numărul meu. Stai. Am uitat de cartea ta. Of. Adu-mi aminte. Uite cam repede. Ok, vreau să te concentrezi. Îți voi da pachetul. Vino aici. Vreau să-l ții așa cum îl țin eu. Mai repede. Fii concentrat. Mă voi lega la ochi cu această bandană roșie. Voi număra până cum? La 3. Spune-mi cum te vei lega la ochi și nebunesc acum. Cum te legi tu la ochi cu bandana aia? Te rog eu. Așa? Ah, bun. Hei. Deci, la 3 vreau să arunci pachetul cât de tare poți în aer. Iar eu îți voi prinde cartea aleasă de tine din zbor. Mergem acasă, luăm marele premiu. Toată lumea deci, fericită. Toată lumea e fericită. Și cu Acadea. Bun. Concentrează-te, îmi dau ochelarii jos. Mă să știi leg la că ochi. Voiam să-ți propun eu chestia cu ochelarii. Apreciez că ești sincer și că ești dedicat până la capăt. Bun, pregătește-te, Dorian. Așa? 1, 2, 3 și... Opa. Dorian, ce faci, Dorian? Dorian, deci după ce ai aruncat astea... Ia stai, Dorian! Liniștește-te puțin, calmează-te, Dorian! Dorian, calmează-te! Ce-ai făcut? Ai aruncat cărțile! Bă, ești mare, bă! Ce-ai făcut, Dorian? Măi, explică și mie, ce-ai făcut aici? Ce-ai făcut? Bă, să nu mă juvezi de aia, mă, pe jos! Ce carte ai ales tu? Spune ce carte ai ales! Ce carte ai ales? Băi, fii atent că sunt doar cărțile pe care le-ai ales, Dorian. Ia ce uita. Carte ai ales tu, Dorian? Băi, ești tare, puștule. Wow, bine! Băi, fiți atenți că toate sunt... Mamă, nu te cred. Băi, dar toate. Vă mulțumesc că acesta a fost numărul meu. Eu am fost...
Andrei! Hei! Hei! Asta e, Andrei Paltena.